150.000 au fost cu doamna directoare. Au
Medicina este
E urgență că centrele sunt autonome. Conform graficul, sau să nu zic graficul, dar mai bine zis conform cerințelor la Ministerul Sănătății, care este guvernul, da, și educația la fel. Dacă noi nu facem câte un pic acum și ne lăsăm așa, în 2-3 ani nu plătim 20.000, dar plătim 150-200. Hai să facem atenție. Cine este cu viitorul țării? Ce spune asta? Am uitat să vă spun.
viață, finanțarea pentru anul 2014.
Consiliul Regional, banii prevăzuți care erau acordați la școala specială conform coeficientului economic care este. Dacă vreți să întrebați. Este domnul vicepreședintele Raniu Părăză. Să vă
cine este templul ca locuirea lui în funcție? Vă mulțumim foarte frumos, stimați colegi, pentru respectul și pentru susținerea acestor ani de activitate în acest domeniu. Vă stăm să vă față, dacă o să reușesc, cred că o să vă susțineți și sau că rog. Și cu punctul numărul 10, cu privire la cercul susținerii echipei de fotbal a Raionului Ialoveni, raportor Nicolae Andronache. Și așa ai spus. Păi, clar. Dar este statistă. Eu, mai ce înseamnă. Dar făcut, domnule. După cum cunoașteți, eu am fost ales în câțiva ani în urmă vicepreședinte Asociația Regională cu Fotbal. Cu două săptămâni în urmă, Asociația Regională cu Fotbal și am trecut ședința unde a venit o propunere ca echipa să formăm echipa regională de fotbal să fie și să vă spun niște argumente de ce cauză. După cum cunoașteți, este echipa regională care până acum era formată practic din 3-4 sate. Este vorba de Corești, Toscăști, Elești Mici și Ialoveni. Această echipă a participat la campionatul amatorilor din Republica Moldova, unde a ocupat locul întâi și au fost delegați mai departe la campionatele din lume, așa să zic. Acest campionat se petrece odată la 2 ani. În 16 ani, echipa de fotbal de Ialoveni a ocupat primul loc, 8 ani consecutiv. Unde au plecat și în Ungaria, și în Malta, și în Ucraina, și au venit cu locul 2-3, locul 1-3, nu au obținut niciodată. Și eu chiar vă rog ca această echipă, unde a fost la competiții, este timpul s-a ridicat drapelul Consiliului Regional de Ialoveni. Și rog susținerea noastră ca această decizie sau proiect de decizie să fie votat, mai mult ca atât că doar susținerea sau întreținerea acestei echipe anual este de 150.000 de lei. Și este o propunere ca să fie ales un antrenor și ca să meargă toate satele, la toate meciurile, în cadrul campionatului regional, ca să fie selectați copiii care merită să joace această echipă, din toate satele.